Excelența voastră, domnule ambasador al Statelor Unite ale Americii, Adrian Zuckerman, stimați reprezentanți al companiilor implicate în acest proiect, stimați colegi miniștri, stimați parlamentari și reprezentanți ai mass media, sunt onorat să fiu prezent astăzi la un moment simbolic într-un proiect fundamental pentru dezvoltarea economică a României. Momentul simbolic îl reprezintă practic intrarea conductei înspre mare, de pe uscat înspre mare, sigur că nu intră direct în apă, intră prin subtraversare pe sub plajă. Practic este un moment simbolic care arată voința clară de a finaliza un proiect extrem de important pentru România, și anume începerea exploatării primului zăcământ de gaz natural aflat offshore. În acest proiect sunt implicate două companii, Black Sea Oil and Gas, care lucrează în parteneriat cu grupul de servicii petroliere. O ilustrare foarte concretă a parteneriatului strategic dintre România și Statele Unite ale Americii. Black Sea Oil and Gas, care este deținut de grupul Carlyle, care are licența de operare și exploatare a zăcământului, în parteneriat cu o companie, grupul de servicii petroliere, 100% românească, o companie care s-a dezvoltat spectaculos în ultimii 15 ani și care a realizat proiecte în foarte multe zone ale lumii, proiecte complexe, proiecte extrem de importante și realizate în cele mai bune condiții. Aici, pe lângă cele 100 de milioane investiți până acum, valoarea acestui proiect este de 400 de milioane de dolari. Un proiect cu o mare valoare și un proiect de o mare complexitate, care până la urmă, sigur, trebuie să realizeze un lucru simplu. Să ducă gazul din zăcământul aflat offshore, să-l ducă în rețeaua de gaz natural a României, astfel încât gazul să poată să ajungă în infrastructura de transport și de distribuție a gazelor naturale. În acest proiect, evident, este implicat și Transgazul, care realizează, este deja în execuție conducta de la stația de tratare a gazului până la conducta Transit 1 și încă o conductă prin care gazul natural extras va ajunge în rețeaua Transgazului. Sunt convins că aceste investiții sunt corelate, astfel încât în momentul în care poate să înceapă exploatarea, gazul extras se poate să fie conectat la rețeaua de gaz administrată de Transgaz. Sigur că acest proiect este primul proiect de exploatare, de valorificare a resurselor de care dispune România în Marea Neagră, a resurselor offshore. Ca guvern, încurajăm dezvoltarea și celorlalte proiecte, pentru că, din punctul nostru de vedere, trebuie valorificate toate resursele într-un mod care să genereze un potențial de dezvoltare economică și, până la urmă, să ducă la creșterea calității vieții în România, la creșterea calității serviciilor. Să nu uităm că guvernul pe care îl conduc a mobilizat 1 miliard de euro pentru proiectul de
înființare de distribuții de gaz natural în localitățile în care nu există astfel de distribuții de gaz natural, astfel încât gazul românesc să ajungă în casele românilor, și de asemenea susținem toate investițiile prin care poate fi valorificat gazul natural, astfel încât să genereze valoare adăugată, locuri de muncă bine plătite și produse de calitate și competitive. Le doresc succes partenerilor din acest proiect, le garantez că guvernul susține acest proiect și că va fi alături de acest parteneriat în toate etapele de derulare ale proiectului. Mulțumesc! Mulțumim și noi, domnule prim-ministru. Ați pomenit despre acest parteneriat strategic, un parteneriat economic și industrial român-american. Statele Unite ale Americii s-au angajat să ajute România să-și atingă adevăratul potențial și să devină un lider economic european cu accent deosebit pe dezvoltarea energetică a țării. Am să citez acum din ceea ce declara excelența sa, domnul ambasador al Statelor Unite în România, domnul Adrian Zuckerman, despre renașterea României